Un verset din Biblie și meditația zilei. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 2, cu versetul 24. Iar Iisus însuși nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Iubiți frați creștini, vremurile vin și se duc, dar oamenii rămân aceiași. Așa cum a fost pe vremea lui Iisus, așa este și în ziua de astăzi. Unii nu credeau în ciuda minunilor lui, iar alții credeau. Depinde de poziția inimii, iar Iisus însuși nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Domnul Iisus Hristos a fost deseori înconjurat de mulțimi de oameni și totuși El a fost singur. Cui îi se putea împărtăși? Cui putea să spună El gândurile adânci ale inimii? Pe cine putea invita să ducă povara cu El și cui a putut spune deschis cine este El? El a cunoscut oamenii, El privea în inima lor și știa cât de schimbători pot fi. Cei care azi strigau Osana, mâine strigau răstignește-L. De aceea El a fost mereu singur. A fost singur cu toate că a călătorit pe pământ cu inima la Tatăl Său din ceruri. Numai Lui a putut El să îi se încredințeze. Da, oamenii nu prezintă încredere și sunt schimbători ca vremea, dar Dumnezeu este credincios și singurul care prezintă încredere. Omul, din natura lui, nu este bun, cum mulți o cunosc, fiindcă de la căderea în păcat, toate tendințele și toate întocmirile gândurilor sunt îndreptate spre rău, din tinerețe, așa cum spune Sfânta Scriptură. În tot cazul, acestea ar trebui să devină altfel, odată ce un om îl găsește pe Domnul Iisus Hristos. Acolo, împreună cu Iisus, trebuie să intre în inimă și credincioșia și încrederea. Un credincios trebuie să aibă chipul Domnului său și să prezinte încredere. Iisus nu avea nevoie ca cineva să-i dea mărturie. Cu alte cuvinte, Domnul nu avea nevoie ca altul să recomande pe alți oameni, ci adeverirea îi venea de la Dumnezeu. De aceea El a putut spune, eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 41. Oare ce am putea spune despre noi referitor la acest capitol? Mai suntem încă robi oamenilor care se luptă după apreciere, să fie văzuți și onorați de către oameni, sau stăm în fața lui Dumnezeu? Sentința Lui este dătătoare de ton și când El este cu noi, oamenii pot spune și crede despre noi ce vor. El se va da de partea noastră. Poziția Domnului ne liniștește și ne face slobozi. Dar ca să primim siguranța aceasta de la El, trebuie să ne dezbrăcăm de noi și, în primul rând, să avem în vedere pe Dumnezeu, voia și onoarea Lui. Cine caută numai onoarea și aprecierea lui Dumnezeu, va deveni liber de a mai fi rob al oamenilor. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.